Au trecut numai puțin de 800 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Orăștie, iar autoritățile locale au marcat acest moment printr-un șir lung de evenimente de înaltă ținută. Cetatea din centrul urbei a fost restaurată și poate fi acum vizitată, iar monografia orașului a fost lansată într-un cadru elegant, în prezența unor invitați de seamă și a unor personalități marcante ale Orăștiei. Monografia înseamnă peste 2000 de file ce cuprind informații prețioase și unele mai puțin cunoscute despre istoria impresionantă a acestor meleaguri din toate domeniile. Este o seară magnifică, este o încununare a unei munci pe care eu împreună cu colegii am depus-o timp de 10 ani și odată cu această aniversare a 800 de ani am reușit să facem un cadou tuturor orăștienilor. Acel cadou este redarea acestei cetăți minunate, reconstrucția unei cetăți în mijlocul orașului și nu poate lucrul acesta decât să ne încânte. Repet, este cadoul nostru pentru comunitatea din Orăștie și sper să aprecieze așa cum se cuvine aceste lucruri. Sunt proiecte importante la care am lucrat, iar lansarea monografiei la 800 de ani este un lucru de asemenea extraordinar și vreau să-i felicit pe toți, tot colectivul care s-a implicat în anii acestea. Nu este o muncă de o zi, de două, de un an, este o muncă de 10 ani în spatele a ceea ce vedeți în seara aceasta și eu ca și primar nu pot să fiu decât încântat de ceea ce am putut să realizez și de zâmbetul și mă încânt acel zâmbet de pe chipul oamenilor pe care i-am văzut în seara aceasta. Un eveniment superb, alături de celelalte evenimente, desigur, ce le organizează Consiliul Local al municipiului Orăștie, alături de domn primar, cu prilejul sărbătoririi a 800 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Orăștie. Sincere felicitări pentru această reușită, pentru faptul că încă o dată a reușit să unească comunitatea și pentru respectul ce îl arată primăriile cu care Orăștia este înfrățită, fiind aici delegații numeroase care au rezonat foarte bine cu locuitorii municipiului Orăștie. Sunt bucuros să pot participa în această seară la acest eveniment de excepție și spun de excepție că odată cu împlinirea a 800 de ani de atestare a municipiului Orăștie, s-a făcut și această monografie chiar de excepție și cred că peste sute de ani va fi o carte de mare, mare valoare, cum de fapt este și astăzi. Îl felicit pe domnul primar pentru tot ce a făcut pentru această zi deosebită, dar nu numai pentru asta, pentru tot ceea ce face în municipiul Orăștie, se vede că este o mână de gospodar. Cu prilejul aniversării celor 8 secole ale Orăștiei, mai multe persoane care s-au remarcat de-a lungul timpului au primit titlul de cetățean de onoare. Vă felicit, domnule primar, și felicit Consiliul Local și toți cei care s-au ocupat în aceste zile de sărbătorire a Orăștiei. Seara aceasta a fost fabuloasă. Din tot sufletul vă mulțumesc pentru ceea ce ne-ați oferit. Orăștia merita asta. Iar seara de ieri pentru mine a fost copleșitoare. Vă mulțumesc cu recunoștință și sunt onorată să fiu cetățean de onoare al Orăștiei. Vă îmbrățișez, domnule primar, și mult succes în tot ce veți face pentru Orăștie și pentru orăștieni. La mulți ani! Atmosfera magică din ziua lansării monografiei municipiului Orăștie, ce a învăluit întregul oraș al Paliei, a fost completată de un spectacol de înaltă ținută oferit de Ad Libitum Voices.